Mulțumesc, vă supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, abțineri. În unanimitate, ordinea de zi a fost aprobată. Punctul 1 pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare republice din data de 6 ianuarie 2014. Dacă are cineva precizări de făcut, obiecțiuni, dacă nu, vă supun la vot procesul verbal. Cine este pentru? 1. Le pun pe rând. Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? În unanimitate. Punctul 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare publice din data de 23 ianuarie 2014. Dacă sunt completări, observații, dacă nu, vă supun la vot procesul verbal. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Tot în unanimitate. Punctul numărul 3. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare publice din data de 4 martie 2014. Completări, observații, dacă nu sunt, vă supun la vot procesul verbal. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? În unanimitate. Punctul numărul 4 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu pe anul 2013. Dau cuvântul domnului Matei Cătălin, președintele Comisiei Economice. Mulțumesc. Dacă sunt luat de cuvânt, domnul Buduru. Domnul președinte, o singură remarcă la acest punct, probabil și la punctul următor. Eu nu voi vota acest punct, deoarece am vizitat de-a lungul timpului să ne spuneți care sunt acele corecții financiare legate de respectarea procedurii de achiziție și dumneavoastră nici mie și nici presie nu a spus acest presum. De asta vreau să-l motivez tot. Bine, mulțumesc mult. Alte observații? Dacă nu sunt, vă supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Două voturi împotrivă, da? Abțineri sau împotrivă? Împotrivă. Mulțumesc. Punctul numărul 5. Două voturi împotrivă. O abținere, domnul George Pălălău, și o împotrivire, domnul Budur Constantin. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul 1-2014. Înțeleg că domnul Buduru are aceeași poziție ca și înainte. Alte observații, dacă sunt? Dacă nu, vă supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Domnul Buduru. Abțineri? Domnul Pălălău. Mulțumesc. Punctul numărul 6 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului neutralizarea deșeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească derulată de către Ministerul Sănătății la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu. Domnul Basangea, mulțumesc. Dacă sunt observații, luări de cuvânt. Dacă nu, vă supun proiectul la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Deci, unanimitate. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în domeniul public, din domeniul public al județului Giurgiu și în administrarea consiliilor locale Greaca, Prundu, Gostinu, Oinacu, Slobozia, Malu, Vedea, Găujean și al municipiului Giurgiu, a unor construcții și echipamente ca parte a unui sistem de avertizare, alarmare a populației realizat în cadrul proiectului Acțiuni Comune pentru managementul situațiilor de urgență în caz de evenimente hidrometeorologice și poluări accidentale ale apei. Este vorba de proiectul GEMS. Domnul Matei Cătălin. Mulțumesc. Domnul Basangea. Mulțumesc. Observații. Luări de cuvânt. Dacă nu sunt, vă supun la vot proiectul. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? În unanimitate. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor echipamente aflate în domeniul privat al județului Giurgiu, achiziționate în cadrul proiectului Acțiuni Comune pentru managementul situațiilor de urgență în caz de evenimente hidrometeorologice și poluări accidentale ale apei. Este vorba tot de proiectul GEMS. Domnul Matei Cătălin. Mulțumesc. Domnul Basangea Constantin. Mulțumesc. Dacă sunt observații, lor de cuvânt. Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? În unanimitate. Punctul numărul 10. 9, mă scuzați. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Domnul Basangeac. Mulțumesc. Dacă sunt luat de cuvânt. Dacă nu, vă supun la vot proiectul. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Deci în unanimitate.
Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcție al Muzeului Județean Teoharie Antonescu Giurgiu. Domnul Basangea Constantin. Mulțumesc. Domnul Chirea Nicușor, președintele Comisiei de Cultură. Mulțumesc. Lor de cuvânt. Dacă nu sunt, vă supun la vot proiectul. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? În unanimitate. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare. Domnul Matei Cătălin. Mulțumesc. Domnul Chirea Nicușor. Mulțumesc. Lor de cuvânt. Dacă nu sunt, vă supun la vot proiectul. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? În unanimitate. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Giurgiu în Consiliul Etic al Spitalului de Pneumoftiziologie Izvor. Domnul Basangea Constantin. Mulțumesc. Aici, domnul secretar, cum procedăm? Să se facă propuneri prima dată, să vedem ce. Propuneri pentru dintre consilieri, dintre grupurile de consilieri, nu? Din nord, cred că trebuie să. Domnul Drus. Mai este o propunere? Nu. Zi. Suntem de acord cu vot deschis. Vreți să... Propunem vot deschis. Deci sunteți de acord cu vot deschis? Cine e pentru? Mulțumesc. Împotriva, abține. Bine. Cine este pentru desemnarea domnului Droiu în Consiliul Etic? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nici dacă nu atacă doamna prefectă, n-a fost vot secret, o mai punem o dată. Situație de urgență. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Giurgiu în Consiliul Consultativ al Centrului de Asistență Medico-Socială Mogoșești. Domnul Basangea Constantin. Este aceeași situație ca în celălalt caz, cred că tot un consilier din zonă. De acolo, doamna Panait, cred. Este aceeași situație, o supunem la vot deschis, da? Sunteți de acord? Cine pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri. Vă spun acum alegerea doamnei, desemnarea doamnei Panait în Consiliul Consultativ al Centrului de Asistență Medico-Socială Mogoșești. Cine este pentru? Este. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Punctul 14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Giurgiu în Consiliul de Administrație al Teatrului Tudor Vianu Giurgiu. Domnul Basangea. Mulțumesc. Domnul Chiran Nicușor. Mulțumesc. Fost domnul Muscalu și trebuie să-l înlocuim. Acum aștept. Domnul Cuc. Mulțumesc. Mai sunt propuneri? Nu. Vi-l supun la vot. Sunteți de acord să votăm deschis, da? Mulțumesc. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Deci, domnul Pălălău, sunteți în Consiliul de Administrație al Teatrului Tudor Vianu. Punctul numărul 15. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate pe taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și din cote defalcate din impostul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale în conformitate cu prevederile R33 aliniatul 3 litera B din legea numărul 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare pe anul 2014. Dau cuvântul domnul Matei Cătălin, președintele Comisiei Economice. Comisia Economică a fost 3 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și o abținere pentru propunerea consilierilor PSD. Pentru propunerea consilierilor PSD, la fel, 3 voturi. Da. Mulțumesc. Înțeleg că s-a depus și un amendament în comisie. Da. Votul comisiei fiind consultativ, noi trebuie, este important să-l avem, să avem raportul comisiei. Deci nu este, da, nu este imperativ. Dacă aveți alte propuneri, domnul Cuc. Domnule președinte, stimați consilieri, după cum știți, noi am ieșit și săptămâna trecută într-o conferință de presă și vreau acum să fac
amendament pe care grupul PPDD l-a inițiat. O să fiu foarte scurt, că știu că așteptați vizita domnului ministru. Deci noi am modificat prin amendament, nu știu, intenționăm să modificăm anexa 1 de la hotărâre, luându-se de la toate comunele suma de 30.000 de lei, mai puțin comana, fondul și Iepurești, pentru că au primit sume foarte mici de echilibrare și aceste sumele în totalitate se ducă către cofinanțarea care are de plătit primăria Giurgiu pentru proiectul de apă și, apă și canal. Totodată, în urma discuțiilor care am avut cu domnul, suma totalizând pentru municipiul Giurgiu, dacă acest amendament va trece, 2.111 de miliarde. Totodată, în urma discuțiilor care am avut și cu dumneavoastră, și cu domnul primar Barbu, și cu domnul Marciu, domnul primar Barbu a fost de acord să cedeze din sumă, în cazul în care acest amendament va fi aprobat, să cedeze suma de 5.100.000 din această cofinanțare, sumă care se merge către următoarele comune. Suma de 150.000 de lei, Bolintin Vale, de asemenea... Dar este corectificare. Bolintin Vale este oraș. Să nu jignim, da, să nu jignim. Vă rog. 150.000 de lei cofinanțare tot pentru același proiect către Bolintin. Comana 100, suplimentarea cu 150.000 de lei. Suplimentarea la Comuna Pruntu cu 150.000 de lei și Comuna Putineu 60.000 de lei. Mulțumesc. Totodată, vreau să mai fac o precizare. Aș dori ca proiectul de specialitate al Consiliului Județean, compartimentul, să facă împărțirea, în cazul în care acest amendament va fi aprobat, să facă împărțirea exactă pe sumele de facă din TVA și pe cotele din impozit. Conform algoritmului. Pe forma algoritmului și odată să se stipuleze că acești bani care merg către municipiu, către cofinanțare proiectului de apă. Proiectului apă service. Da, mulțumesc. Domnul Marciu. Grupul de consilieri PSD, în aceste condiții, retrag propunerea făcută, amendamentul nostru și propunerea făcută în cadrul comisiei și susținem această variantă. Mulțumesc. Vreau să fac și o apreciere. Da, domnul Budur. Domnul președinte, cu respect vă spun că o să vă surprinde ceea ce vă spun. Eu nu voi vota acest buget ca un protest la ceea ce s-a întâmplat, că acești bani sunt aproape 120 de zile. Și puteam în acest timp să facem acest proiect de hotărâre. Vreau să vă spun că noi acum se cade la o pace generală, după cum observ, și în acest timp, la unele primării din județ, au pus penalități, oamenii au probleme cu așa ceva și acum, după atâta timp, venim și ne dăm acești bani. Este păcat de ceea ce s-a întâmplat. Mulțumesc. Și atunci, cred că și dumneavoastră aveți o vină în acest sens, mai ales că data trecută, când eu am lipsit, dumneavoastră ați convocat o ședință și păcat de responsabilitate și administrarea județului și administrarea partidului. Nu e normal ca dumneavoastră, ca de partid, să chemați niște oameni, să rog bine și județul să... Bine, mulțumesc, domnul. Am înțeles, domnul Butun. Da. Credeam că se... Adică mi-a justificat această atitudine că nu vreau să mai... Întâmplă asemenea manifestări, să ne facem și eu de valoare. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul. Mai puțin, că n-am de dat. Mai ales că domnul Buduru. Eu cred că s-a înțeles. Dați-mi voi. Și vă dați seama. Vă ales pe dumneavoastră, măcar să le rezolvăm probleme. O să le rezolvăm pe toate. Mulțumesc. Vreau să fac câteva aprecieri. După cum bine știți, Consiliul Județean a elaborat master planul de apă și canal pentru a accesa fondurile europene pe programul operațional de mediu pe perioada 2014-2020. Din luna decembrie anul trecut ne căznim să trecem hotărârea în Consiliul Municipal de extinderea ADI-ului, pentru că conform legii în vigoare acum, dacă un singur membru al ADI-ului vechi nu adopta o hotărâre pozitivă, nu puteam să extindem ADI-ul. Ieri, cu ajutorul consilierilor PPDD, această hotărâre a trecut și am reușit să obținem extinderea Asociației de Dezvoltare Intracomunitară și pe care de consecință, noi, grupul de consilieri PNL, am hotărât să-l sprijinim pe domnul primar cu această cofinanțare, pentru că nu trebuie să piardă fondurile pe care le-a accesat în perioada anterioară.
Eu cred că este o, nu este un compromis, ci este o soluție în beneficiu județului Giurgiu, că în felul ăsta s-au deblocat toate problemele care au trenat, trebuie să recunoaștem, de câtva timp. Dacă mai sunt alte comentarii, dacă nu mai sunt, vă, da, domnul Cornel. Bun, ați, deci ați făcut o propunere concretă, da? Da, da, spuneți. Să rămână la amendamentul propunerii de vedere, să rămână și modificată la fel cu 190 de minute. Deci o să supun la vot. Prima dată o să supun la vot amendamentul propus de domnul consilier Cuc Răzvan. Deci da, numai atenție, vă rog, da? Nu. Băi, băi, Cristi, Cristi. Da, domnul Cuc, vă rog frumos, nu vorbiți în, nu intrați în dialog, vă dau cuvântul la fiecare. Haideți, așa, dacă fiecare din localitatea de unde provine, dacă ne apucăm să facem câte un amendament, nu mai terminăm bugetul ăsta niciodată. Vă propun, vă supun la vot amendamentul supus de domnul consilier Cuc Răzvan. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abține. Deci, o abținere. Două abține. Deci... Nu. Păi cum? Păi nu ai cum. Deci numai puțin, haideți ca să nu ne mai complicăm. Cum votați, domnul Vuduru? Deci părăsiți sala atunci dacă nu votați. Nu, deci, vă abțineți atunci, da? Deci lăsați-l, domne, nu ne înțelegem. Da? Spune acolo, specifică în procesul verbal, domnul Buduru refuză să voteze. Și asta este. Da? Restul, deci avem doi, un consilier care, domnul, dumneavoastră ați spus împotrivă sau ați abținut, domnul Andrei? O abținere, domnul Buduru refuză și înseamnă că sunt 29 de voturi pentru. Deci, deci o majoritate de ajuns. Domnul Corer, îmi pare rău, nu mai are sens să mai supun la vot amendamentul dumneavoastră pentru că a trecut acest amendament. Trecem mai departe, vă informez că raportul de activitate al Consiliului Județean este pe site, poate fi consultat, l-am depus. Da. Eu în acest, da, dacă la diverse are cineva ceva, domnul Buduru, bineînțeles. Dar nu e mai mult, dacă la următoarea ședință nu se remediază acolo, că poate vine pe așa, vină cu bine și da. Avem bugetul blocat, domnul. Deci nu, dar o mână de... Avem, să deblocăm bugetul primat. Eu credeam... De domnul Buduru, eu am rău... Numai puțin. Domnul Buduru, eu am rămas surprins că dumneavoastră nu sunteți îngrijorat că noi, Consiliul Județean, o să plătim dobânzi și majori de întârziere și o să avem probleme cu fondurile europene pe blocarea bugetului, atacarea bugetului în contencios. Nu am văzut că ați luat poziție, domnul. Bine. Dacă nu mai sunt probleme, declar ședința închisă. Flori, tu știi să mă Alexa? 1.100.000 pe care l-am obținut acum 2 ani. De-aia sunt foarte, foarte optimist și credeți-mă, faceți un exercițiu de imagine și închipuiți-vă că pe strada asta ar veni Ponta, Udrea, Crin Antonescu sau MRU și închipuiți-vă dumneavoastră dacă oamenii ar veni, ce le-ar zice oamenii și așa mai departe. Și cred că cu asta am spus totul. Eu vă mulțumesc mult și aștept întrebări dacă aveți. Ce scor sperați să obțineți în județ și pe municipiu? În județ, aici doamna Ciobanu, mă rog, domnul viceprimar, domnul Cuc, sunt mai... Dar atât din cât am obținut la locale acel scor care ne-a dus jumate din Consiliu. Un scor nu, foarte bun, avem o echipă. Nu văd de ce n-am obținut și acum... Avem o președinte de organizație care este deputat, avem un prim-vicepreședinte de organizație, consilier județean, Răzvan Cuc, avem un președinte de organizație municipală,
pe domnul Vladu, care este și viceprimar. Avem 10 consilieri aici la municipiul, reședință de județ, 5 consilieri județeni. Eu cred că această echipă promite mult și sunt convinsă că vor da un semnal de forță. Sunt convinsă că vom avea un scor foarte, foarte bun și va fi în top 5 organizația Giurgiu. Mai ales că au și un candidat bun aici la Giurgiu, care va reprezenta cu mare cinste în Parlamentul European. Adică Simona Mân, Alice. Dar... E clar că la Giurgiu va câștiga pe PDD-ul, sigur, trebuie să vedem cu ce scor. Și e clar că ușor, ușor, toți românii, mai ales de pe coasta de vest, să zic așa, o să vedeți, o să dea un vot masiv pentru PDD. Cu cât românii sunt mai bine informați, cu atât vor vota mai abitiri pe PDD. Și cu cât OTV-ul e mai închis în România, dacă OTV va fi închis inclusiv până în 25 mai, cu atât votul va fi mai zdrobitor de partea noastră. Nici nu știți ce revanșă vor să-și ia românii și cât de mult cred ei acum că OTV spunea adevărul. Unii dintre ei nici nu urmăreau atât de asidu OTV-ul înainte de închidere, dar acum ei se tot întreabă, bun, dacă OTV-ul ăsta s-a închis, înseamnă că ăștia de la OTV chiar spuneau adevărul. Altfel nu există nicio explicație a închiderii acestui post. Povestea cu amenziile a fost apă de ploaie până în momentul în care au închis și DDTV-ul. DDTV-ul nu avea nicio amendă neplătită. Mă rog, nu mai întreb.